Duc să plătesc parcarea și... punctual a zis să vin până la firmă, că speră că îmi deblochează pentru electrica, dacă nu chiar tot contul, știi? Eu i-am spus și lui director acum ce mi-a zis și a zis că dacă nu faci să-mi iau și o pernă de la Tedipu. I-am spus și lui Dinu de fapt că mă întorc. Și a zis domnul director să-mi iau și pernă dacă mă întorc, să-mi iau și pernă să mă culc. Da. Da, Mati, măcar testul ăla, de-aia te-am sunat, dacă vrei să scrii măcar ce ți-a dictat domnul director ca să-l ai scris. Păi nu, dar măcar să fie scris. Nu, mă gândeam, sau să-l scrii, deci ideea asta că... Eu acum vin la serviciu. Și îmi scriu eu dacă nu ai tu timp. Nu, dar eu acum vin la serviciu, că n-aveam de ce să stau cu domnul Dinu, că până nu primea... Ok, bine, bine, la repede. Cine? Dinu. Că ne-a dat directorul să scrim că ne achităm decât 30% din factură, înțelegi? Și ne-a dat să-i scriem la electrica, că restul... Plătim în 5 rate, că restul, deci, Doamne, ferește, Doamne, nu închide și curentul, contul, curentul, ai de capul nostru.